Salut și bine ai venit la Mâncăruri Rapide! Azi vom găti conopită gratinată la cuptor. O rețetă simplă, rapidă și delicioasă. Ca să nu mai spunem că această legume are o grămadă de beneficii pentru sănătate. Iau deci o conopidă, o desfac în buchețele pe care o să le clătesc bine cu apă rece și apoi le pun la fiert în 2 litri de apă cu o lingură de sare. Las conopita la foc mediu timp de aproximativ 15 minute, astfel încât să fie fiartă, apoi am scurs-o foarte bine de apă și încep să o pisesc cu ajutorul unei furculițe sau al unui zdrobitor de cartofi. Adaug acum 15 grame de parmezan ras, 2 ouă și piper din abundență. Amestec până când compoziția devine omogenă, apoi încep să așez primul strat de conopidă într-o tavă pe fundul cărei am pus puțin pesmet. A venit momentul să adaug câteva felii de prosciutto și câteva de cașcaval, apoi așez ultimul strat de conopidă peste care presar parmezan ras și puțin pesmet. Stropesc acum cu puțin ulei de măsline și dau tava la cuptorul preîncălzit la 180 de grade timp de 20 de minute. Am obținut un preparat crocant la exterior și moale în interior. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și inscriți-vă la canal pentru mai multe rețete.